Astfel de mucenic a închisorilor, Valeriu Gafiencu, provenit din pământurile noastre, din Sângerei, de lângă Bălți. Cineva la Chișinău a și făcut o zi cândva, a făcut o troiță. Poate că ar fi și el bun de alăturat, deși nu provine din cler, a fost student la medicină. În ce privește canonizarea lui, Patriarhia Română, să vedem dacă nu este pus în ordine de zi. În acest caz, dacă nu este pregătit materialele toate pentru canonizare, atunci o să ne preocupăm noi. Ați vorbit atât de frumos și vrednici sunt de pomenire toți cei care au pătimit în vremea lui Stalin și mai înainte, dar și în vremea lui Hrușciov, când nu neapărat că au fost persecuții fizice, dar cele psihologice, privarea drepturilor la învățământ, la deplasare și celelalte ale preoților au fost foarte aspre. I-ați numit mucenici pentru că așa îi numește biserica dintotdeauna pe toți cei care mărturisesc adevărul, credință, îl mărturisesc pe Hristos în vremuri foarte vitrege și sub amenințare. Patriarhia Moscovei a canonizat mulțime de noi mucenici. Cu câțiva ani în urmă mi-am propus să-i număr și am numărat peste 1700 și știu cam la fiecare ședință să propun noi nume, pentru că nu mai sunt candidați, după cum am cercetat eu cazul canonizărilor în Patriarhia Moscovei, este suficientă dovada că un cleric, un monah a fost condamnat în baza informației din securitate, din dosarul personal, canonizarea se face automat printr-o ședință de sinod. Am avut și noi aici, în Basarabia, desigur, ca și întreaga întindere a Rusiei și a republicilor atrase în Imperiul Sovietic. S-a făcut un demers sau aveți în vedere pe viitor sau dacă se lucrează acum? Știu că unii preoți și-au scris doctorate în istoria recentă a bisericii. Aveți în vedere propunerea spre canonizarea unor părinți sau unor drepți proveniți din pământul nostru? Cu adevărat, au fost mucenici, au suferit pentru credință și chiar avem unul din episcopii noștri, foști episcopi, între anii 1908-1914, episcopul, apoi arhiepiscopul și metropolit Serafim Ciciagu, care în 1937 a fost împușcat și apoi a fost canonizat ca martir al bisericii noastre ortodoxe. La rândul nostru, noi am început studiem să vedem cine din cei care au fost deportați poate să fie canonizat. Am făcut două demersuri către conducerea SIS-ului, am primit răspuns că avem de pe ambele maluri ale Nistrului și din Transnistria și din partea noastră a Moldovei în jur la 42 de persoane care au fost deportați. Acum am început să studiem dosarele lor. Din cler? Din cler. Fiind că până nu de mult, cu părere de rău, necătând la toată loialitatea față de biserica noastră ortodoxă, nu ne se permiteau să luăm dosarele, să ne folosim. Și eu cred că, luând în considerație că anul trecut multe dosare și de la Ministerul de Interne și de la SIS au fost transmise la Arhiva Națională, o să fie mai ușor de lucrat. Înțeleg că blocajul a avut loc de la nivelul de SIS-ului, nu când ar fi lipsit inițiativa Mitropoliei, nu ieșa în întâmpinare organele statului, cei care dețineau propriu-zis arhivele. Nicătând că am avut noi și unii chiar
mai aproape de Biserica Ortodoxă din Moldova, din conducătorii SIS-ului, care spuneau că noi suntem prieteni ai bisericii, noi vrem să vă ajutăm, dar când ajungeam să cerem dosarul unui preot de atunci, era spus că dosarul se află în Transnistria. Când întrebam, da unii în Transnistria, apoi noi în Transnistria, deja e la Moscova, da unii la Moscova nu știe nimeni. Și iată că am reușit numai să avem lista preoților, adică clericilor, diaconilor și preoților care au suferit atunci. Și acum încet o să studiem viața, fiindcă pentru a fi canonizat, el trebuie să răspundă la toate întrebările. În primul rând, când a fost cercetat, să nu-l fi predat pe un prieten de-a lui. Adică, cu adevărat, dacă văd o viață de sfânt. Și atunci, cred că o să fie propus spre canonizare. Un trădător, chiar dacă a chiar suferit dacă a persecuție, suferit, nu poate nu fi... are dreptul să devină ca sfânt. Foarte interesant acest moment. Da, și noi trebuie să ne folosim de toate dosarele și mai ales de momentele cele când a fost puse întrebări despre nu ancheta. Despre ancheta. Și trebuie să studiem foarte tare ancheta. Dacă ancheta corespunde cerințelor, atunci această persoană poate fi propusă spre canonizare. Adică dacă presupune și întrebări legate de credință, da. De lepădare, de biserică și așa mai departe. Dacă nu l-a trădat pe prietenul său sau pe cineva alții, n-a trădat biserica, nu a trădat călugării, atunci poate fi propus că sunt multe, adică nu putem spune multe, dar orice caz, cazuri sunt când fiind maltratați, bătuți, ei din durerile care au avut puteți să vorbească orice ce. Sau pur și simplu sunt unele cazuri când îl punea să semneze și apoi era ancheta îndeplinită. Și poate sunt cazuri când acel care era în temniță nici nu știe despre ce este vorba. Anchete contrafăcute. Da, 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 da. Sunt așa cazuri. Un caz, nu știu dacă, dar cred că a ajuns la... în al preasfinția voastră, vestea despre un astfel de mucenic a închisorilor, Valeriu Gafencu, provenit din pământurile noastre, din Sângerei, de lângă Bălți, a făcut temniță în închisorile din România, cu persecutat, un om care, într-adevăr, nu doar nu a trădat, dar s-a făcut lumină și învățător în lagăr, acolo unde a fost. A murit la 31 de ani, în urma chinurilor, a bătăilor, s-au păstrat și niște scrisori de foarte mare înălțime de la el, care arată trăirea nu doar prin prisma suferinților, dar și a unei cunoașteri adâncite, teologice, a rugăciunii și a lucrurilor care se descoperă în suferință și în durere celor care iau crucea lui Hristos. Cineva la Chișinău a și făcut o zi cândva, a făcut o troiță, poate că ar fi și el bun de alăturat, deși nu provine din cler, a fost student la medicină la Iași, era tocmai în perioada asta de 40 și poate alături de ei, cu mila Domnului, să avem și noi o ceată de noi mucenici din pământurile noastre care îmbărbătează și încurajează creștinii în vremuri atât de tulbure, pentru că asta este rostul canonizărilor, ca să avem o legătură mai strânsă cu cerul prin cei care provin din pământul nostru. În ceea ce privește, Dumnezeu să-l ierte, Valeriu Gafencu, am citit câte ceva despre el. Cu adevărat, mult a suferit, a fost înjosit, batjocorit de cei care își băteau joc de el. În ceea ce privește canonizarea lui, el fiind închis în părțile României, eu cred că noi trebuie să ducem tratative cu Patriarhia Română, să vedem dacă nu este pus în ordine de zi și canonizarea lui. În acest caz, dacă nu este pregătite materialele toate pentru canonizare, atunci o să ne preocupăm noi de această idee. Și nu numai despre Valeriu Gafencu, ci și alții, cum am vorbit deja.